mașina casei, cred că, nu a casei regale, a primului ministru David Cameron. Nici măcar cheia nu e ok obișnuită. Făi de capul meu! Hai, fii atent aici. Plângeți, bă! Cine mai este în pedale posibil? Wow. Nu wow. Să-mi pui așa ceva. Să nu știu partea aia. Pisica asta doarme, ce face? Merge cu motorină. Ce e de luat tensiunea, Robert. Da. Și vezi că e cu cricul pe ea. Când te lasă cricul în drum, îți iei tensiunea cu el. Mamă, stai cu funcție valet. Opa. Asta vezi? E o greșeală. Vezi? Mai mâna. Exact. Pui mâna. Dacă pasagerul pune mâna... Deschide. Tam. Hai că am terminat cu rablele. Fac ca Superman. Fac. A? Domnul Sorin, ce faceți, domnule, aici cu greutate? Cu... Sport. Păi... Bă, avem și nu prea avem. Mașina asta este... Să ne dăm mai departe așa puțin, să mai ne treacă din emoții. E mașina casei, cred că, nu a casei regale, a primului ministru David Cameron. Deși s-ar putea să fi fost folosită și pe la Palatul Buckingham, pentru că există și o variantă blindată. Domnul Preda! Este Jaguar XJ, adică modelul de clasă lux. Mașina care concurează cu BMW seria 7. Audi A8! Deși are formă de A7. S-clase. Și nu mai știu cine alții mai, care alții mai fac limuzine de astea de lux. Dar nu e nici măcar cheia nu e ok obișnuită. Nu trebuie să fii rău. Uite cu buton. Și dacă vin cu două plase. Lași plasa jos, apeși pe buton? Și dacă jos se poartă și iau apă și îl pun aici pe moțeta asta? Dar, da, mă rog, cred că e un pic mai mare ca la seria 7. Ia uite ce... E prima mașină care o văd cu antifon aici. Și are mochetă și pe partea de sus. Asta, da. Bă, ce să zic? Nu știu, e o mașină, o limuzină de adevărate, la exclusivistă. Și o să o vedem și la interior. Poate că nu e ea... tehnologic la nivelul Audi-ului A8, să zicem. Sau a inovațiilor din S-clase. Dar n-are anvelope run-flat. Are roată de rezervă, uite. Și bateria în portbagaj. Evident. Are și motoare pe măsură. 3 litri V6 benzină, 5 litri V8 supercharged. Dar, pentru că este mașina unui român, unui prieten de-al nostru, care s-a întors de peste mări și țări cu ocazia zilelor libere, de 1 și 2 mai, e genul de, mai bine zis, este o pisică care se hrănește cu motorină. Ce mi-a arătat aici? Asta e două baterii. Una mai mică și una mai mare. Avem aici blocul de valve de la și compresorul. Are doar, fii atent că mașina asta are doar pe spate perne. E un pic o mașină altfel făcută și e, cred că tu ai avut ceva de genul ăsta la reparat. Este cu foarte mult aluminiu. Ce caut ăsta? Făi de capul meu! E cadou pentru mine. Nu-l mai desfăt. Nu știu ce e. E cadou pentru mine, mă. Ce caut? E de luat tensiunea, Robert. Deci vezi că e cu cricul pe ea. Când te lasă cricul în drum, îți iei tensiunea cu el. Asta așa nu se umple roata, e așa mare. Și, e așa, e
Siguranță. Cum am găsit-o la X5, deja avea sistemul de BMW pe punguțe. Bă, englezii au stilul lor de a face lucrurile. Să nu uităm că Land Rover este una din mașinile care a cutreierat planeta. Dar, nu știu, mie, ăla știi pentru ce este. Dacă... Exact. Nu se mai deschide de acolo... Nu, dacă ești închis în portbagaj. E standard de siguranță. Dacă. Ce cauți acolo? Iau-te pe unde au fost și eu. Iar la fel, majoritatea le-au doar pește. Dar aici se ridice și asta, mai sus sau mai jos. Da. E făcută interesant, e un pic altfel față de mașinile germane. Și ia fi atât, când te uiți așa la ea cu triplele aprinse, seamănă cu o felină. De fapt, seamănă cu felina... Cea mare. Mașină frumoasă. Cu toate că noi românii ne ferim de ele, ne-am ferit și suntem așa prea teutoni. Nu ne încântă, ni se par defectuoase, stricăcioase, mă rog. Dar, sub capota acestei mașini, Sorin, că ziceai tu ceva de Ford. Cum se deschide ca la Ford? Deschide-i capota. Pentru că, știi, este un 3 litri de Ford. De Ford care este și pe la Peugeot, și pe la Jaguar, și pe la Land Rover. Nu e șansă la faceva ca... trebuie. Bună la te schimbi volanul, că mai... Ta-da! Domnul Preda, mașina asta, deși e dintr-o clasă superioară, este mai ușoară cu 110 kg decât o seria 5. Evident, un 550i. Pentru că este foarte, foarte mult aluminiu folosit la elementele de caroserie. Adică șurubul are aici, depinde... Până aici vine lonjeronul și de aici încolo e, vezi, cașul de mărere. Desfaci pe ăla și iasă radiatoare, tot. Da, dar nu vreau să mă gândesc... Dar vezi, te rugini. Ce prețuri are la partea față, în caz că ai lovit-o. Dar... Apropo, într-adevăr, poate pe elemente de caroserie să se cunoască faptul că e o mașină britanică și să aibă elemente scumpe. Dar, V6-le de Ford, care este cu distribuție pe curea, nu pe lanț, are un preț al pieselor de tot ce înseamnă ansamblu distribuție, role, curea, curele, pompă de apă, de doar 2000 de lei. Eu, ascunzește, să nu se vadă că ai lucrat. Ascund dolarii și mărcile, da. Să nu-mi facă așa negre pisicile. Deci n-ai ce să spui, pe asta zic. N-am văzut niciun... Nu știu, poate nu se umbla alea. De exemplu, la asta văd că a fost cheia pusă pe ea, dar nu știu de ce. Capota... Doar în partea aia, fii atent și tu. Capota cred că a fost dată jos, că mai lipsesc din plasticele negre. Vezi? Are doar unul. Mă rog, fine. Detalii. Dar mașina, în rest... Iubeaște, vreau să văd cum merge, aia sunt foarte... Trebuie așa o tură, iau că s-a văzut de expansiunea. Și fie, da, observi, aceeași soluție ca și la BMW, motorul pus pe punte, chiar un pic în spatele punții. Bine, probabil că V8-ul vine mai în față, că mai vine un rând de cilindri, dar... Dar... Pisica asta chiar îmi place. Hai să ne urcăm un pic prin ea, în spate, în primul rând. Să-l punem pe Sorin să se urce, de exemplu, că e mai boss așa între noi. Ia uite din ce are. Frumos, cel mai mult îmi place grila asta. Dar cred că nu se închisă, pe o parte. Pe o parte. Exact unde au umblat acolo. Da. Asta și cred de fier. Ce e tare. Torin, ce faci? Umbli la scaun? Trișăm? S-a răsfățat de-a dreptul. Ajungem și la trapă, că acolo au avut probleme chiar. E una din problemele acestei mărci, partea de trape. Cuvântul magic! Trapă! Hai că ajungem și acolo. Nu e ca N-clase. Dar, fratele meu, dacă ești un boss mai mic așa, nu mic în funcție, mic în statură, chiar e o alternativă de mașină de adevăratele de boss.
Se face în Anglia și în India. Că au niște legături puternice de câteva sute de ani. Domnul Preda, ce faceți aici? Cum vi se pare? Mi se par cele mai ieftine pedale posibile. Wow. Așa să-mi pui așa ceva. Deci stai așa că... Mașina asta cât e de... Da. Serioasă, de... Dar uite de cât e de frumoasă fața de ușă și cât de interesant e lucrată, iar ăsta este... Au tăiat ceva la nuc. Exact. Ce au tăiat ceva. Da, dar vezi... Aici n-au pus la odihnitorul ăsta un ceva... La mașină cu volan pe dreapta nu merge. Nu, nu. Dreapta aici putea să pună ceva. Nu fiind, dar oricum. Asta nu-mi place, asta mi se pare foarte lată. Nu știu ce să zic. Da, dar e frumoasă fața de ușă, n-ai ce să zici. Dar uite ceasul, ce spun. Ce frumos se vede. Jaguarul ăștia cum stă. Ia să trec și pe partea cealaltă, stai așa. De Sorin, ai putut trece prin... Nu, la cap, nu trebuie. Dar uite, știi ce îmi place? Eu văd că, deși o mașină destul de nouă la an, nu avem cauciuc din ăla numit piele, pe care să ți se ia banii. Ai piele, asta este piele, piele. Pac. Da. De ușor se închide asta. E calitate, să știi, domnul Preda. Chiar și, un fan al lui Audi nu e departe, nu e mult în urmă la nivelul, la calitatea asamblării. Iar de frumusețe, frumoasă rău. Dar fii atent aici. Aaaa, plângeți, bă? Ce frumos. Nu e bun, domnule, dacă nu e fără curent, nu poți să mai... Umbli în torpedo. Ții buletin. Bord cu virtual cockpit. Ia să mă mut lângă, să mă așez lângă tine și să-i dăm o cheie. Ah, mașina britanică, dă-i cheie. Nu, e cheia la tine, nu? Dă-i cheie, pornește-o. Nu știu de unde se pornește de unul ăsta. Ce faci? Ține apăsat. Nu pun nici contact. Să-i cheia. Pentru că, ca la orice mașină care se respectă, nu merg scaunele cu motorul oprit. Mama, asta e un minus uriaș pentru o limuzină. Pentru că te gândești că poate te aștepți să dă jos șoferul, pleacă cu cheia sau face ceva. Ai rămas cu scaunul dat în față sau în spate. Bun, ia să închidem ușile. Nu-mi place albastru ăsta din butoane. E ca de Ford. E de Ford. Chrysler-ul e armare așa cu albastru. Sau nu știu ce mașină. Hai să nu fim răi și cârcotași la maxim. Vă spun ce... Iau ce frumos se vede aici. Marea asta, chenarul ăsta așa. Dar bine că e lumină afară. Nu e rea mașină. Buzunarul ăsta, uite, îmblănit. Să nu zorne cheia. Și lumină. Și bineînțeles, și buzunarele de la uși. Sunt tot capitonate integral. Sistemul și pe ele este piele. Sistemul de muzică știi cum se aude. Nu putem să-l probăm. Nu putem să-l probăm. Alcantara, sus. Și fii atent, este Alcantara și pe ăstea de la trapă. Ia fii atent. Ha? Ba. Așa, ia uite-te. Pac. Deci sunt îmbrăcate și ăstea în Alcantara. Așa, da. Pac. Dar totul să le lăsăm deschise, să avem puțină lumină. Bun. Domnul Preda, ia apasă matale pe butoanele de deasupra lui OK. Opa. Ia de aici sus în jos. Să vedem cine schimbă pe aici. Nu, ia de stânga dreapta înseamnă. Deci turometru. A, și doar ăsta. Și nu schimbi. Nu. A, cred că trebuie să alegi altă ăla. Ia de acolo, dă-i la display settings sau trip computer ăla. Gearbox pedal. Aha. Dă-i back. Așa. Și dă-i trip computer acolo. Dă-i tot dreapta acum. Nu, dă-i stânga. Și stânga iară. Ce ciudat. Oricum, uite-te ce medie de consum are mașina. Venită de departe. Venită?
și nu e periculos. Și pe aici ce mai faci? Ce nu? Dar pe le mai schimbă. Ceasurile celelalte. Păi nu știu cum. Cred că se schimbă cumva. Ordin display settings de acolo. Următorul meniu. Sub mai jos. Acolo, dreapta. Sau ok. Limbă, temperatură, aparență, acolo. Torque like effect, asta îți face ceva. Ciudat. S-ar putea să nu se schimbe, mi se că doar în ăsta din dreapta să rămân informații. Poți alege între turometru și informații. Mă rog, dar e un bord frumos. Chiar dacă e un bord virtual. Iar asta nu-mi place. Cum arată, cum se vede la aia. Da, într-adevăr, este mult mai mică decât... Nu, cât de mică, de mai mult ca și calitate. Se vede... Știu. Uite, e senzitivă, răspunde bine. Răspunde. Mamă, stai cu funcție valet. Opa. Asta vezi? E o greșeală. Vezi? Mai pui mâna. Exact, pui mâna. Dacă pasagerul pune mâna... Se deschide. Pac, se deschide doar pe două. Și mă apeși o dată și iar se deschide. Da. De 1000 de ori. Avem pe aici și pe aici. Mare, mare. Bă, nu e chiar... ce te-ai așteptat, adică zici, domne, vreau să fie ca Mercedes-ul sau ca Audi sau ca BMW, nu, dar e altfel făcută și cred că îți place, bine, uite, mie nu-mi place interiorul ăsta. Nu-mi place. Nu, e frumos, e un interior. E frumos, dar nu e foarte atrăgător. Nu-mi place. Ce înseamnă Audi ăsta? Multe... Ce înseamnă? Pini așa. Păi nu are, că... În afară de ceasul ăsta care se zice că m-ar atrage, schimbătorul ăsta iar îmi place. Când iasă el așa să... Tu cred că nu să-ți mai niciodată altă mașină decât Audi. Nu neapărat. Așa ce mai îmi place? Ăsta nu-mi place că de câte ori pui mâna pe el va rămâne amprentă. Da. Ia-ți un pahar de cola, pune-l aici, să vezi cum s-ar strop de ea. Exact pe aici, pe aici, ai pus, pe aici. Iar, nu... Dar în spate n-avem unde să punem paharul de cola. Aoleu. E decât un compartiment așa de depozitare. Un cotieră. Da, da. E cu mochetă, e... cum trebuie, dar doar atât. Mă rog, cârcotaș. Climatizare, mă uitam la ce viteze. Doremi. Doremi. Da, ce făcuți, domnule? Puseți LED-uri, puseți de toate și aici lăsați bec galben. Da. Bune. Nu, exact ce spun. Și asta cu ce mașină se bate? Iar apă, cu... Ce inclusiv taru? Cu a ta. Păi și ce îmi dai mie becurile astea? Păi îl chemăm pe prietenul nostru și le faci LED-uri. Păi da, dar la banii ăștia băgănuiesc că costă ceva mașina asta. În echipările de top, așa? Chiar și 100 de mii de lire. Și asta cam ce echipare? De cea mai joasă? E spre... E spre în sus. Dar adevăr, bordul îmi place că... Da, e îmbrăcat. Să zicem, piele. Are lucrurile ei frumoase. Nu are funcționalitatea astora germane, nu, adică nu că face și asta aceleași lucruri, dar un pic mai într-un mod mai... De exemplu, mie nu-mi place că se aude un pic ventilația, prea tare. Opri. Ia accelerează pe loc. Na. Ce se aude? Nu se aude, n-ai. Singur asta se aude mie un pic. Mie nu-mi place. Dacă dai clip... Bă, Robert, mi se pare să aude prea tare. Ia treci tu în stânga și lasă-mă să conduc. Ia stai, domnule. Treci dumneata aceea în dreapta. Exact. Scuze-mă. Ce face dumneata acum? Și îmbrăcesc fundul. Și nu e periculos. Mi-e lipsește. Pune centura. Urmează. Aventura. Seat zone. Aha. Deci care zonă. Și lui Sorin nu-i facem și lui nimic în spate. Nu am eu aici. Lasă-mi controlez eu. Avem și aici ecrane, butoane. Bă, scaunele astea, într-adevăr, sunt interesante, dar... E foarte tare. Cam tare, exact. Îmi amintesc de CLS-ul. Și un pic strâmtorată rău aici. Dă-i camera lui Robert. Adică... E mai strâmtoare ca la... E strâmtoare rău. Mă rog. Uite la piciorul meu. Uite, eu, de exemplu, stau exagerat de bine. Am ăsta moale aici. Moale. E piele, nu e ca un plastic de la scuțit, cum e prin... altele, iar aici este loc. Pac, pac.
Dar se aude motorul de la ventilație. Mai tare decât motorul. Da. Asta e cu acesta vreo frunză prin sistem pe acolo. Nu are ca să se aude altfel. Bă, un Breda. Păi domnul Mihai, știi cum mai Breda. Mai vine Golf 5 pe aici. De fura pixurile din torpedou și le trăgea în ventilator. Și cum s-auzea aceea că e râșnițe de aia de cafea. Bă, ce frumos, se vine răcoare pe aici. Și din ce văd, sunt găurile mai mari ca la alte modele de meu. Le-am văzut cu ventilație. Deci chestia asta, scaune ventilate, este cea mai tare opțiune care poți să ți-o cumperi la ce mașini, mai ales la mașini care dispun. Știi că există o singură mașină, ventilație în scaune, pe scaunele cu textil. Care? Ia aici. Nu știu. Passatul GLC. Oare, ce mai vrei? Ba, pe scaunele cu textil. Păi da. Și pe alea nu te încingi? Da, da. Mamă, ce tare de tira. Și e de tablă. Are power, să știi. Uite cât de frumos schimbă. Și cu padele. Înseamnă că le-ai mers cu A7. Scuze-mă, am mers cu A7 înainte să mergi tu cu el. Ai uitat cine a mers cuminte în seara când l-a cumpărat. Motorul e mișto, transmisia e mișto, suspensia e mai blândă ca la A7. Păi da, dar la asta... Cred că ai pe acolo. Are și asta motor din ăsta, dar nu știu de unde se acționează. Pe acolo, pe unde intrar... Că scria motor, nu știu cum, cutie, faci tuning. Vehicle. Forward alert. Hard beam. Asta de aici a zis? A, aici, da, bă. Asta e modul de la... Ce-ți fac ce e în el aici. Radio, radio digital, da. Chestii care în România mai au mult și bine. Nu, dar ce bagă, ce ventilație. Păi de ce cer frumos, filmează și tu în față. Nu pot. Și lasă-mă să mă bucur de călătorie. 100 miles per hour. Cum e, domnule? Uite-te și n-ai pic de zgomot, de vânt, de nimic. De ce spun? E o altfel de limuzină, să știi, și frâne. Nici eu nu mi-aș lua nici din asta, nici A7, nici A8, nici S-clase, nici un caserie A7, pentru că nu mi se par niște mașini care nu m-ar reprezenta pe mine. Dar dacă vrei genul ăsta de produs și ți-l permiți, merită și asta de opțiunile. Că bănuiesc că cine își permite un S, un A8 sau o chestie din asta, își permite orice. Da, sigur, asta e mai o mașină un pic altfel. Exact. Să mergem să ne facem o poză frumoasă de cover cu ea, cu norii aia de furtună mai în față, știu eu, un loc. Nu mă interesează cât consumă. Da. Nu o să o iei pentru consum. Exact. O iei pentru că e o mașină din asta de dătătoare de senzații. Nu. Exclusivismul ăsta britanic e la el acasă. Și ai de zici cu aia la vânzare, așa o lauzi. Aș vrea să o luăm. Și adică... Sper să nu ai. Adică ți-a plăcut aia de-ai făcut-o tu? De ce nu recunoști? Că ai muncit la aia de... Mi-a plăcut, da. Că o mașină din asta care e foarte mult aluminiu la ea, să repară elementele de caroserie foarte, foarte... Foarte. Foarte cum spune. Ușor. Și de oricine. Da, ce da. Nu-mi place la astea că s-au deșteptat și n-am mai pus la trapă scurge. Și nu mai vin când curge apă, domnule. Mă rog. Da, pare o altă problemă. Acum ce vrei? Fiecare avantaj are și un dezavantaj, sau două. A fi întoarce camera și filmează peisajul, că e prea frumos. Cum uiteam dacă știești praful, dacă se... Opa. Da, butonul ăla e prea sensibil, e pus mișto acolo și e ok, dar îl vei atinge făcând alte chestii. Mult prea ușor. Bă, chiar îmi place să știi. Spune-i, domnule, îi dai două toareguri și schimbă și volanul în partea asta. Știi care e chestia? Nu mi-e utilă o mașină de genul ăsta, adică nu am ce face cu ea, nu am la ce să o folosesc eu. Te duci la vericul și schimbă volanul într-o seară, gata.
Nu, nu, chiar dacă ar fi cu volanul pe partea potrivită. Nu m-aș regăsi în ea, adică nu văd unde aș putea să o folosesc, să merg cu ea... Sâmbăta, duminică, pe centru. Exact genul ăla de mașină și e. Oricum trebuie să le mulțumim băieților că au venit cu ea, au bătut drumul, că nu sunt de la noi, sunt din Oltenia, în altă parte. Și așteptăm și pe alții cu... Și cu mașini din astea mai așa, că parcă am cam sectorul de rable. Nu știu de ce. Filmez Dacia și visez Passatul. A? Ia zi, domne. Lasă că mai zic eu ceva de audio la acum. Nu mai lasă. E pus bine. E pus bine? Da. Ia stai să facem o parcare din aia de poză, de cover aici. Cu grâu copt, aproape copt în lucru. Filmează domnul Preda în față. Vedeți ce țară frumoasă avem. Alo, nene, unde mergem? Să întoarcem. Deși cu mașina asta chiar... Astăzi mergem în blană, fabrica de nori. Fabrica de împachetat fum. Păi ne găsim un loc de întors. În blană. Vezi că aici suntem pe un drum de beton. De pe... construit acum... câțiva ani buni. Ultima dată când s-au construit drumuri. Chiar tare mașina asta, să știi. Deci e o mașină care nu e perfect, este, te face să te simți într-o mașină perfectă. Așa o percep eu, nu, poate că și îmi place foarte mult. Dar chiar e... Îmi place mai mult decât și decât seria 7. S-ul ăla nu l-am înțeles deloc cu toate sofisticările alea pe el. M-am simțit într-o sală de jocuri. Și am trecut de locul de întors, fii atent și tu. Papa, nu, aici. Domnule, am jocuri, stai, la ce oră te treci de dimineață? Aoleu! Lasă-mă, că acum avem o problemă. Dă camera un pic mai jos. A. Trebuie să fac o întoarcere cu această mașină care e cu volanul pe invers. Nu se vede... ăștia cu galben, așa, nu te ghidează bine. Ai vrea să fie tracțiune spate, să rămâi aici? Nu o rămâi. Ha! Am uitat să o dăm pe sport. Nu-i dau-o pe sport. Să schimbă sigla din fața, pare aia cu Ford. Hai de capul meu! Ce-a... Cârcotaș mai mare ca tine, o. Opa! Fii atent că trage. Păi să știi că e aproape de caicoata. Pare, domnule, asta nu e ca aia sau aia. Și asta are tot 8 viteze. Așa. Și mare. Și mie îmi place mai mult decât a 7-le. Domne, e mai rară de aia, bănuiesc. Păi... Bine, eu n-am Alcantara pe aici, n-am trapă mare, trapă mică. Ai plastic în buzunare, la fețele de uși. Așa, am plastic și buzunare, am bricheta, am ăștia. Ai cardurile, lasă. Card n-am avut niciodată. Aude. Eu lucrez cu banul jos. Cu ochii la ușă. Ce tare! Câtă treabă putem să fac eu acum? Hai că ne ajungem la treabă, imediat. În timpul ăsta. Ne duce cam mă rog să-mi prezinți o mașină... Care nu-ți plăcu. Pe bune, dacă nu... Cred că îmi plăcea mai mult un Audi A4 din 2007. Alu mecanicul, de exemplu. Da, cu jante pe 19. Că datorită miele lor. Se duce frate și ale pe alea pe 19, că se uite, vezi? Ia întoarce camera. O situație nasoală pentru cu o mașină cu volanul pe dreapta, în România. Ia, domnule, să văd cam ce vezi dumneata așa. Păi, cam ce văd? Eu trebuie să depășesc acest camion și o să mă folosesc de tine. Și nu te mint și spun că nu vine nimic. Păi, spune-mi, vine? Da, vine, ho. Dar te-aș minți, dar eu fac contact cu mașința asta mică. Uite, vine un tico de asta mică. Vine, uite, unul în plață, 7 km. Vin, domnule, stai aceea că e bine. Da, adevărul că îmi place ventilația asta să tot stai. Faptul că au ventilație le compensează restul faptului că sunt un pic cam mici. Nicio șansă. Merge? Merge, nu merge, nu merge. Faci probă la semnalizare. Mă
ce veni ăsta cu Ford. Stai că le depășește o Skoda din spate. Care vede. Întoarce camera. Râde domnul Lupuș. Păi și ca să bage în față. Ia. Uite, vezi, așa se depășește. Dreptul indicatorului cu depășirea interzisă. Ce? Ce? Da, să că mergem încet, așa că este. Dom'le, ce grabă ai? Hai că e bine. Este. S-o luăm și partea aia. Mănâncă în palmă, să știi. Vreau în bani. Păi nu prindem noi așa pe rela la filmări odată. Păi nu lasă să-l vând eu înainte să-l filmez tu. Da, păi deja început să iese din el. N-are lumini pe aici, n-are. Păi, știi. E săracă, domnul ăsta. Nu mă mai bag, lasă, mă învățai să merg încet, merge. Nu are lumini prin găurile astea pe aici, nu vezi nimic. Dar are claxon ca lume. Pisica asta doarme, ce face? Merge cu motorină. Minusuri și plusuri. Singurul minus? Da. De aceea, pe padea. Să știi că nu eu nu o văd ca o mașină cu minusuri. O văd de restul mașinilor. Uite, are aici un minus, dacă tu ești pe... Așa. Dar dacă mă întrebi pe mine, hai să nu o comparăm cu Audi, cu Mercedes, cu BMW, sau comparăm cu un Lexus, nu știu cum se numește modelul de lux al lui Lexus. Modelul ăla de lux al lui Lexus, are GS, mă rog, A, C, D, A, Cor, D, nu știu, în fine. Lexusul ăla, zic, domnule, e totul tehnologie, în el totul funcționează, totul nu se strică, totul. Dar când te va întreba cineva ce mașină ai, Jaguar pe românește, dar este unul din cele patru animale pe care orice femeie trebuie să-l dețină. Lexus. Adică Jaguar în favoarea unui Lexus. Dar Lexus sună altfel. Deși și mie mi-ar place un A8, un A7. Uite, mi-e place asta cum se închid. Seamănă ca la cu cele de la Mercedes. Mie, de exemplu, așa știi ce nu-mi place? Scrie în prea multe locuri pe ea Jaguar. Unde? Acolo mai scrie și pe ușile din spate, mi se pare, și pe praguri. Bă, știi ce mașină ai, mă înțelegi? În fine, întoarce camera că te se face și încheierea. Nu. Ridică camera și filmează panorama cu orașul nostru. Cu satul cu blocuri. Atenție, am fost votat, ai văzut până și doamna Olguța și primăria Craiova a spus că am fost votat orașul cel mai ales de turiști în perioada de Paște. Iar în perioada de Paște a fost atât de pustiu în Craiova încât puteai să mergi pe stradă cu 200 la oră. Nu aveai pe cine să calci. Păi și cum vine asta? Unde au stat avocații? În spatele tastaturilor și-au votat. S-au uitat la poze, da. Dar uite, nu e un oraș urât. Păcar că e sărac. Nu poți să le ai pe toate, domnule. Uite, pe dealul ăla acolo scrie Podari. Unde e serviciul tău? Da, gen. Când mergem acolo? Păi trebuie să luăm Touaregul ca să mergem acolo. Eu am fost cu Audi. Ai fost? Nu cred că ai fost cu Audi. Nu cred că ai fost cu Audi. Nu te cred că ai fost cu Audi. Cu Audi-ul cui? Cu Audi Q7. A, așa că zic că cu al tău. Iveco, te-ai stricat. Pielea asta, uite, pleacă de aici, bac, sunt bine acolo la jumate odată, acolo sunt bine, iar a fost vaca mică. Opa. Păi te filmează și acum încolo. Eu? Bă, păi cine se joacă? Ha? Bă, uite ce mă strânge. Masajul, bă, Roberto. Nu e că, uite, mi-l făcu bardav. Mă ridicăm. Ia uite și... A, da, că mașina e pentru bossul din spate, care poate să mute pasagerul pe scaunul ăla, poate să-l strângă, mi se pare, să-l dea, știi, ca să-ți faci mai mult loc în spate la picioare. Ce, mamă, dar cum stai aici când îl lași de tot? Bă, stai mișto, să știi. Eu o idee, dacă era mai mare,
mai largă, la picioare era... Domnul, să-i fost așa... Să stai ca într-un sielu, așa mi-ar place. Hai de cap. Să simți asfaltul așa când te bate în tălpi, cu așa. Ce să mai? Ce să mai? Hai să facem încheierea. Domnule, nu facem încheierea, că mie îmi place. Ia uite, asta cade de aici. Bă, lasă cu prostii. Ia uite, ce... Bă, păi nu pe aici, unde mai în față? La restaurant. La restaurant, la prețul nostru Robi. Restaurantul din Podari. Trebuie să vă abonați în continuare la canalul nostru, să apăsați pe clopoțel și pe deget în sus, să ne comentați, să ne jurați în rubrica de comentarii de sub clipuri. Fără înjurături. Lasă telefonul jos după ce apeși pe stop ca să văd în oglinda aia, ca să pot băga mașina la locul ei. Bye, bye! Bye, bye. Salutări!